Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și am să vă citesc astăzi partea a doua a unui articol foarte interesant al domnei profesoare Angela George din Târgu Jiu, articol la care v-am citit prima parte acum câteva zile. El se cheamă Rostirea afirmațiilor pozitive și sună în felul următor. Ne punem firească întrebare. Ce sunt afirmațiile? Afirmațiile sunt modele de gândire, de rostire și de scriere, care ne determină acțiunile, principiile, existența. Despre rolul acesta în realitatea noastră cotidiană s-au scris tomuri întregi. E bine că suntem informați, dar nu suficient. Experimentarea lor ne oferă reale beneficii. Știți că și un gând reprezintă o afirmație? Probabil că vă e greu să credeți asta. Dacă manifestăm gânduri de teamă, atragem în viața noastră oameni și situații care ne materializează acest gând-sentiment. În altă ordine de idei, afirmațiile bune sau rele, mai ales cele repetitive, ne creează anumite trasee neuronale, ce își rulează singure programele conștient sau, cel mai adesea, inconștient. Ce avem de făcut? Să operăm cu acele afirmații pe care le considerăm utile și să ne creăm conștient alte trasee neuronale benefice. Vă sugerez să lucrați cu următoarea afirmație cât de mult posibil pentru a o implementa în toate structurile dumneavoastră. Mă bucur de sănătate fizică, mentală și emoțională. Vă întrebați probabil de ce e bine să folosim verbul mă bucur și nu am. Verbul mă bucur ne creează automat starea de bucurie. Știți că în Noul Testament cuvântul bucurie este prezent de 840 de ori? De ce oare? Pentru că bucuria are o vibrație superioară și ne ajută să eliminăm toate blocajele, plasându-ne pe un flux de conștiință superior. Vă urez multă determinare în practica schimbării în bine a dumneavoastră, care include, printre altele, și rostirea sau, mai eficient, scrierea afirmațiilor pozitive. Acesta a fost articolul doamnei profesoare Angela George din Târgu Jiu, pentru care îi mulțumim. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine cu plăcere la un nou minut de spiritualitate.